Grupul Român pentru Siguranță Rutieră vă prezintă Via Vita. București, România, kilometru zero. Iată locul față de care s-au calculat distanțele rutiere pentru întreaga rețea de drumuri naționale. Aici încep drumurile noastre. Aici începe Via Vita. La mulți ani, România, și bine v-am găsit pe Via Vita pentru siguranță rutieră. Iată-ne din nou la Universitatea Tehnică de Construcții București, la laboratorul de drumuri din cadrul Facultății de Creșterate Drumuri și Poduri, unde continuăm discuția de data trecută alături de invitații noștri, doamna decan Mădălina Stoian, doamna Corina Chiotan, care este șef de lucră, și domnul profesor de conferențiar Rănel Iumuț, alături de domnul Aurel Petrescu și domnul Cătălin Marin, care sunt facultăți noștri permanenți. Vorbeam săptămâna trecută despre un eveniment festiv, un eveniment concurs care s-a desfășurat sub organizarea Facultății de Creșterate Drumuri și Poduri, concurs de machete de poduri și ferme. La acest concurs au participat studenți atât din centrul Universitatea București, din cadrul UTCP București, dar și din cadrul Facultății Tehnice Militare din București, de asemenea și din centrele universitare Cluj și Brașov. A fost prima ediție națională, sau care a adus studenți din alte părți ale țării. A fost ediția a patra, a fost ediție mai bogată și mai frumoasă decât celelalte de anul trecut. O să urmărim acum câteva imagini de la acest concurs. Sunt convinsă că veți face lucruri frumoase în țara noastră, că avem nevoie. Îmi doresc ca să fie un concurs cu rezultate frumoase, să ne bucurăm toți astăzi la sfârșit. Vă felicit și pentru faptul că ați avut curaj să intrați într-o competiție. Lumea se teme astăzi de concursuri, de evaluarea. Așa, există o teamă și o reținere pentru asta. Deci, ați avut curaj și fie ca cel mai bun să câștige. Și ne vedem la final cu felicitările de regulă, dar acum vreau să vă felicit pe toți și să vă doresc succes. Și mulțumiri și domnilor profesori care i-au îndrumat, care le-au fost alături și care sunt astăzi prieteni și invitați. Felicitări și succes tuturor! Toată facultatea s-a implicat, deci facultatea noastră de Creșterate Drumuri și Poduri, departamentul de rezistență a materialelor poduri și tuneluri și ne-a fost alături Asociația Studenților la Construcții din București prin reprezentantul ei, prin reprezentanții ei la facultatea noastră, Mara Tomescu și Andrei Anghelescu. Pentru că există și un premiu de frumusețe, cea mai frumoasă machetă, am format de data aceasta, până anul trecut, când aveam numai și numai studenți de la noi din facultate, votau studenții din anul 3 și cadrele didactice. Pentru o cât mai mare transparență, Comitetul de Jurizare este compus atât din cadre didactice de la noi, de la facultate, cât și cadrele didactice de la facultățile partenere. Vreau să vă spun că ieri seară ne-am bucurat de prezența domnilor profesor Baciu și Lupoaie de la Academia Tehnică Militară și dumnealor au venit să-și susțină studenții participanți. Domnul Seciuranu, vă rog frumos, dacă doriți să faceți o intervenție, cred că este momentul. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc că ne-ați invitat să luăm parte la acest eveniment făcut în cinstea imaginației. Pentru că, așa cum zicea și Albert Einstein, imaginația este mai importantă decât cunoștințele. De ce? Cunoștințele te duc din punctul A în punctul B, în timp ce imaginația te duce unde vrei tu.
Am avut ocazia să văd aici, în machetele pe care le-ați creat, cei mai mulți dintre voi, deși ați avut o temă fixă, o cantitate fixă de material, înțeleg că aceeași cantitate fixă de sheet și aceeași cantitate fixă de lipici, ați creat, practic, niște prototipuri care nu seamănă niciunul cu altul. Bineînțeles, unul dintre ele va fi câștigător, dar nu cred că vom putea considera că vreunul dintre ele este pierzător. Vreau să vă prezint acum pe un tânăr, inginer, cel care, de fapt, a adus această scânteie, Lucian Matei. Mă bucur frumos să văd atâția studenți cu idei și care au dat curs invitației. Totodată aș vrea să vă zic că machetele sunt foarte frumoase, majoritatea dintre ele, toate. Aștept lucruri impresionante. Și niște denumiri amuzante, cum ar fi celula de priză. Aș vrea să mai contez niște idei pe care eu mi le-am format participând așa, niște concursuri naționale. Aș vrea să vă zic că pe lângă competiție, care e foarte importantă, mai e importantă și deschiderea unii față de alții. Eu mi-aduc aminte când am fost la Timișoara, eram foarte prins în competiție, dar mi-a cam scăpat interacțiunea cu ceilalți colegi. Și dacă tot v-ați țăptat drum, v-aș sugera să comunicați mai mult, să schimbați adrese de e-mail sau telefoane, WhatsApp, Facebook și alte mijloace de comunicare. Pentru că mai târziu o să vă dați seama că e foarte important acest lucru. Și legat de concurs, aș vrea să vă zic că am avut această idee și împreună cu colegii mei care nu sunt aici, Alexandru Savin și Cojocaru Ștefan, i-am propus doamnei Corina Chiotan această idee și a dezvoltat-o până la acest, împreună cu conducerea facultății până la acest punct pe care îl vedeți astăzi. Încă o dată, mă bucur foarte mult că ați venit aici și că asistăm la așa ceva. E un lucru foarte frumos și mult succes! De asemenea, vreau să mulțumesc foarte mult sponsorilor, datorită cărora a fost posibilă organizarea concursului și amploarea lui. De altfel, pentru sponsorizarea acțiunilor de acest tip, cel puțin anul acesta, dar știu că și anul trecut, s-au implicat firme private pentru a vă sponsoriza, mai ales că o parte din, adică premianții, studenții, primesc inclusiv premii în bani. Lucru care este, cred eu, spre folosul lor, pentru că se știe că studentul nu este un om foarte avut și că acești bani îi ajută, fie că pentru mâncare, fie pentru cămini, fie pentru alte proiecte individuale, pentru că, iată, studenții dumneavoastră chiar se preocupă. Anul acesta au fost mult mai multe machete decât anul trecut, sunt de aproape număr dublu, dacă asta se renumă. Dacă o astfel de inițiativă ar fi transmisă către AIPC, ar primi rezonanță și recurs? Să spunem spectatorilor noștri că AIPC este organizația mondială a congreselor rutiere. Este practic una dintre cele mai importante organizații de profil de acest gen și România este membră de foarte mult timp în această organizație. Da, din anii 1900. Eu sunt convins că se poate găsi acolo prin, să zicem, asociația profesională de drumuri și poduri din România o astfel de colaborare. Cum și asociația profesională a fost partener anul acesta de drumuri și poduri? Asociația profesională de drumuri și poduri a fost partener anul acesta? Da, a fost în fiecare an asociația profesională de drumuri și poduri din România, dar FIA la București nu este alături de noi. Eu sunt un pic mai reticentă. Înseamnă că sigur vom reuși. Sau veți reuși. Da, în eventuala implicare a FIA-ului în un astfel de concurs.
În cadrul PIARC-ului sunt în general administrațiile naționale de drumuri și poduri, nu universități. Eu aș vedea poate o colaborare între, dacă mergem la următorul nivel, cel internațional, o colaborare între universitățile din România, în primul rând cu cele din țările care sunt vecine și poate după aceea, pas cu pas, așa, să-i convingem și pe alții. Trebuie să, nu știu, să remarc, efectiv, că implicarea administrației naționale a drumurilor și a podurilor din România în cadrul concursului nici nu se poate face decât un sprijin moral. Noi primim ca facultate sprijinul NAIR-ului acum, dar prin prezența dumnealor și atât. Doar firmele private ne pot fi alături, să zicem, material. E adevărat, dar numai oamenii mari fac lucruri mari, ceilalți fac ceva. În general, să știți că firmele mici fac lucrurile posibile, nu firmele mari. Vorbeam de lucrurile posibile, da. Deci de asta cred că ar fi necesar ca societatea civilă să se implice. Bineînțeles că societatea civilă, dar vedeți dumneavoastră că în general sponsorii sunt apelați și rugați tot de către noi. Este faptul, sau acest lucru este extrem de important, că dumneavoastră, de fapt, sunteți inima și sufletul acestui concurs. Dumneavoastră, mă refer la numai dumneavoastră și la celelalte cadre care au participat și la cei care au fost în juriu și, în același timp, faptul că le-ați insuflat studenților să vină și să participe. Eu am observat că cele mai mari proiecte, în multe dintre firmele pe care probabil toți le-am văzut la televizor la un moment dat, cele mai mari proiecte, cele mai impresionante dintre ele, cu toate că computerul, calculatorul și software de specialitate cu ajutorul care se calculează stări de foturi, comportamente la vânt, la seism, la așa mai departe, inevitabil inginerii au executat și o machetă pe care au montat senzor și au supus-o la toate testele pe care le-au supus la calculator. Deci n-au omis această... După cum în industria auto am observat oricât de performante sunt calculatoarele, în continuare se fac machete care să fie analizate din toate, inclusiv înturarea aerodinamică. Deci este un pas absolut pentru student, o încurajare. Absolut. Și sigur că chiar normele actuale și în domeniul nostru al podurilor și da, sunt convinsă și cu cetrimă în domeniul surturilor semnificative din care au fost create lume, precizează că, dincolo de orice calcul efectuat, încercarea pe un model la scară sau, nu știu, chiar la scară naturală, dacă e posibil, rămâne esențial. Adică aceea, sigur, există vorba aceea, hârtia suportă orice, nu e vorba de așa ceva aici, adică chiar aici, chiar și în general, în cercetare, chiar se stăpânesc lucrurile, da? Dar, repet, sunt, așa cum știm, factorii colaterali legați de comportare, atât a materialului și a elementelor componente, care nu pot fi certificate 100% numai prin calcul. Deci, aș vrea să pun o întrebare, domnule decan, că știu că este foarte apropiată de tehnologie, ca să spun așa. Are importanță un proiect de tehnologie, ar putea să aibă importanță în realizarea unei machete, în așa fel încât studentul să vină mai ușor, să știe cam cu ce trebuie prins elementele, cum trebuie binate, care e ordinea și așa mai departe. Știu că în marile proiecte, întotdeauna, cu mai mult timp în urmă, erau pregătite astfel de acțiuni. Proiectul de tehnologie și în poduri, în mod special, cum la 12 șantier, cum la scara naturală. În cadrul disciplinelor de specialitate, o pregătire de tehnologie. Că o parte importantă din cursul se referă la pregătirea asta tehnologică, partea tehnologică a lucrurilor. Dar
proiecte specializate pe tehnologie nu fac. Fac în cadrul proiectelor de specialitate și aspectul ăsta legat de tehnologie. Fac și la licență. Deci este un capitol important din lucrarea de licență care se referă la tehnologie. Adică fac o parte de calcul de generesc în lumii noi, o parte de tehnologie și unii dintre ei la alegere fac și o parte de evaluare a proiectului pe care ei l-au conceput. În cadrul mai departe la master, la specializare, la fel, au ore de tehnologie, adică tehnologia este una dintre disciplinele care intră obligatoriu în formația lui de inginer. Și desigur că învață în cadrul cursurilor de poduri de metal, poduri de beton, au cursuri de genul acesta și aspecte importante ce țin de tehnologie. M-am gândit, recunosc, la ediția anterioară, care a fost făcută cu aceste machete, dacă s-ar putea extinde și la alte discipline un astfel de concurs. Și recunosc că m-am gândit inevitabil spre o altă meserie care mi este mie dragă, cea de drumar. Dacă nu cumva, putem să angrenăm sau să vină tot așa inițiativa de la studenți. Din câte știu eu, țin partea această scurtă precizare, poate să mă ajut domnul profesor Vieu pentru detalii, dar studenții de la Universitatea Tehnică de Construcții București sunt premiați și la alte tipuri de concursuri de machete. Am văzut ceva concursuri de machete de clădiri, unde se verifica rezistența respectivelor clădiri, era vorba de clădiri mai înalte. La seism. La seism. La construcție. La construcție, da. Acest lucru. Și cei de la construcții civile participă cu machete din asta de clădiri înalte la, cum și la concursuri internaționale, da, să știu eu. Pentru ei sunt concursuri internaționale, chiar acum 2 ani au fost premiați. Și noi cred că o să participăm cu o machetă de pod metalic, domnul Răcănel este implicat, la concursul care se ține în Turcia. Au venit la master doi studenți care au terminat la Iași, studenții de la Iași participă, dar participă o singură echipă. Mă rog, este un concurs, este mai mare decât al nostru, dar poate... E o provocare. E o provocare. Să vedem ce va ieși. Ne puteți de conspira mai mult? Da, e vorba de o echipă formată din trei studenți, trei studenți la master în anul întâi la noi, care sunt studenți, sunt de apreciat pentru că au ales să facă masterul la facultatea noastră. Ei au fiind absolvenți de Iași. Deci au... Nu avem singurul master. Da, da, așa este. De singurul master cu specializare de produși este la București. Sigur că sunt absolvenți din alte centre universitare care divaghez puțin, care, deși finalizează studiul în domeniul căilor ferate a drumurilor și a podurilor, în cealaltă centre universitare, rămân să facă un master, eu știu, pe altă specialitare, dar este apreciat că au venit, deci au venit aici. Din discuțiile cu ei am înțeles că cei doi, al treilea membru al echipei este un membru, un student în anul 4, deci în an terminat, va pregăti proiectul de licență după în semestrul al doilea. Ce se aprecia faptul că, mă rog, se dedică. E vorba de un concurs internațional care are loc în fiecare an, în Turcia, la Istanbul. Este relativ mare, sigur are și sponsori puternici în spate. Nu sunt chiar machete acolo, e vorba de, mini poduri, să le spun așa, da, prototipuri de pod care au 6 metri și sunt realizate din elemente tubulare metalice, demontabile, deci se premiază pe de o parte aspectul estetic al structurii, pe de altă parte viteza de montaj, apoi ideea de concepție și, în fine, capacitatea de rezistență a structurii, deci sunt vreo 4 criterii. Care a sutrat și, evident, greutatea. Care a sutrat să se corespundă. Deci nu e deloc simplu și
Sigur că necesită și idei și timp dedicat pentru de studiu și până la urmă, sigur că lucrurile se materializează. Au făcut și un model numeric pe care l-am analizat împreună ca să vedem încărcarea, trebuie să știți că e o încărcare destul de mare, e o încărcare de 2 tone care se pune pe structură, deci e relativ mare, având în vedere dimensiunile structurii. Cam cât de mare este? Structura de 6 metri, iar lor va avea 6 metri, sigur că mai urmează. Deocamdată suntem în faza în care s-a trimis prototipul, proiectul, s-a trimis la, pentru că așa funcționează concursul acesta. Deci se propune un proiect de către o echipă participantă. Sigur, tot ce înseamnă costuri sunt suportate de cei care doresc să participe. Și, mă rog, lucrurile aici n-au stat chiar la îndemâna oricui, pentru că, sigur, trebuie obținute niște sponsorizări. Drumul până acolo trebuie plătit și așa mai departe. O problemă va fi realizarea structurii, deci elementelor structurii, dar am luat legătură deja cu colegii de la o uzină din România, de tradiție, și am promis că o să ne ajute. Să și transportul e până în Turcia și înapoi. Da, da, da. Deci toate lucrurile astea, sigur, din ce am văzut, din ce am calculat noi, sutra noastră va avea undeva la 80 de kilograme. Deci va fi către greutatea minimă, de la către 72 de kilograme. Deci anul trecut copiii spuneau că a fost undeva pe la 90 și ceva de kilograme. Iată că participarea i-a făcut să și îmbunătățească. Cum se va întâmpla, probabil, și cum s-a întâmplat, deci în cazul compusului machete de lemn, s-au depășit pe ei înșiși. Da, sperăm să avem succes, de să fie acceptat proiectul. Primul pas, cum spuneam, este acceptarea proiectului. Pasul următor este, din partea noastră, obținerea fondurilor și realizarea structurii și, în final, participarea. Da, participarea, și să sperăm că vom parcurge aceste etape și nu ne vom face de râs. Avem în față aici o machetă care a fost încercată din multitudinea de machete, care mai de care mai elaborate, cu forme, sigur, care se încadrează în specificațiile care le-au primit inițial și care să funcționeze structural. Nu pot să nu mă uit că, până la urmă, lemnul rămâne în continuare unul dintre cele mai importante materiale, cele mai naturale, dacă să-i spun așa, cu care se lucrează cel mai bine și probabil și aspectul lui duce mai mult spre natură. Materialele de care ați vorbit, metalul și așa mai departe, sunt materiale mult mai moderne care au permis să ajungem la deschideri pe care nici nu le gândeam acum 100 și ceva de ani, când Anche Salini a finalizat podul de la Cernavodă. Cred că echipa One Man Army, podul cu cale sus, cu structură, mergând cu zăbrele, este un potențial câștigător la secțiunea de poduri, iar la ferme, echipa, cred, tot așa, din ce mi-amintesc din rezultate, că echipa de la Brașov s-ar putea să fie câștigătoare, vorbind de concursul de rezistență. O să centralizăm rezultatele și o să le vedem. Machetele anul acesta, vreau să vă spun că pe mine cel puțin m-au impresionat, pentru că au fost realizate într-o multitudine de concepții diferite au fost printre studenții participanți, deși practic sunt impuse deschiderea, dimensiunile exterioare nu pot să fie depășite, iar modul în care își gândește fiecare structura denotă, pe de-o parte, și cunoștințele în domeniul respectiv, poate și un gram de noroc, zic, din punct de vedere al alegerii adezivului, inspirație, dar unii dintre ei l-au gândit în mod special pentru frumusețe. Și
Dar concursul este până la urmă și un concurs de rezistență, așa că l-am încercat pe toate. Da, noi am vorbit în emisiunea anterioară că, de fapt, poate podul e cel mai vizibil dintre obiectele care se încadrează la lucrare de artă. Și că, până la urmă, un inginer, înainte de a fi structurist, el trebuie să fie și un artist, până la urmă. Creator. Și un creator. Este un artist. Via Vita v-a fost prezentată de Grupul Român pentru Siguranță Rutieră.